dimineață am privit împreună la elementele necesare ca o biserică să fie considerată o biserică adevărată. Și am văzut că aceste trei condiții elementare sunt acestea. Dacă se propovăduiește în cadrul ei, doctrina sănătoasă a Evangheliei, dacă se practică în sânul ei administrarea corectă a sacramentelor, adică a botezului și a cinei Domnului, și dacă se exercită disciplina bisericească pentru a pedepsi păcatul și pentru a îndrepta greșelile. Acestea trei elemente sunt extrem de importante pentru a defini ce este o adevărată biserică. Și am încercat să punem postament biblic sub aceste convingeri care am văzut din istoria bisericii, că au fost convingerea reformatorilor protestanți care au enunțat aceste principii biblice pentru a face o distinție între adevăratele biserici și, în cazul lor, falsa biserică, în speță biserica catolică, care persecuta bisericile protestante, persecuta bisericile reformate, bisericile anabaptiste și așa mai departe. Și am privit la o formulare a acestor trei principii din una dintre cele mai vechi confesiuni, după tradiția reformată, confesiunea belgică, și am văzut în articolul 29 felul în care aceste principii sunt denunțate, și după aia am pus postament biblic, pentru că tradiția este bună, istoria este bună, ca să ne cunoaștem istoria, dar Biblia este ceea ce contează. Și în această seară aș vrea ca să stăm în continuare pe această temă și să considerăm în continuare această problemă, și anume ce este o biserică adevărată. Ce este o biserică adevărată? O biserică adevărată, până la urmă, este mai mult decât doar o colecție de principii biblice puse în acțiune. Este și asta, e nevoie ca să fie principii biblice care sunt aplicate într-o biserică, dar trebuie ca să fie mai mult de atât. O biserică adevărată este o adunare, este un organism. O biserică este membrii ei. La fel cum o căsnicie nu este un certificat de căsătorie. O căsnicie este soțul și soția, da? Ei sunt o familie. Ei compun familia. Familia are anumite principii, familia este ghidată chiar de anumite legi și așa mai departe, dar familia în sine este un organism. Cei care o compun o definesc până la urmă. Așa că atunci când ne punem întrebarea ce este o biserică adevărată sau ce este o biserică biblică, sau dacă vrem ca să fim mai personal, dacă ne punem întrebarea dacă facem parte dintr-o biserică adevărată, cred că este o verificare care fiecare creștin ar trebui să o pună periodic în viața lui. Fac parte sau nu fac parte dintr-o biserică adevărată? Cred că este mai corect, sau este corect că atunci când ne punem această întrebare, să punem această întrebare și la nivel personal. Nu doar ca să testăm biserica din care facem parte, ci să ne uităm la noi și să ne testăm pe noi. Și să punem întrebarea, sunt eu un mădular adevărat? Dacă biserica este adevărată și se califică în mod biblic, trebuie să ne punem întrebarea dacă noi suntem adevărate mădulare. Dacă noi suntem așa cum ar trebui să fim raportați la Scriptură. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 13 cu 15, puneți-vă pe voi înșivă la încercare pentru a vedea dacă sunteți în credință. Este ceva normal pentru Apostolul Pavel să spună lucrul acesta, că credincioșii ar trebui să se pună la încercare și să verifice dacă ei sunt în credință. Foarte mult oameni care cred că cred, care li s-a spus că cred de când sunt mici și trăiesc cu impresia că ei sunt în credință. Dar nu s-au verificat vreodată. N-au verificat biserica din care fac parte,
să vadă ce li s-a propovăduit, dacă li s-a propovăduit Evanghelia, dacă se ghidează după principii biblice și nu s-au verificat pe ei vreodată. Să vadă dacă ei sunt într-adevăr mădulare. Și Pavel spune, puneți-vă pe voi înșivă la încercare pentru a vedea dacă sunteți în credință. Verificați-vă pe voi înșivă. Nu vă dați seama că Iisus Hristos este în voi doar dacă nu cumva sunteți respinși la test. Există posibilitatea că trăiești doar cu impresia că Hristos este în tine, că tu ești parte din biserica Lui, dar este doar o impresie a ta. Ai crescut cu ideea aceasta, ai auzit ideea aceasta în biserică și până la urmă, din lipsă de alte idei mai originale, ai rămas cu ideea aceasta. S-ar putea ca tu să nu fii un mădular adevărat într-o biserică adevărată. O biserică adevărată trebuie să fie compusă din creștini adevărați, din adevărate mădulare. Cele mai multe biserici din ziua de astăzi nu sunt moarte pentru că au o teologie falsă. Sau mai bine spus, nu sunt moarte doar pentru că au o teologie falsă. Cele mai multe biserici sunt moarte pentru că cei care compun biserica sunt morți spiritual. Dacă problema ar fi doar teologia lor, asta ar fi foarte ușor de rectificat. O biserică plină de oameni vii, spiritual vorbind, dar care au învățat o teologie falsă, este foarte ușor de rectificat. Te duci și înveți ceea ce spune Scriptura. Și ce este din Duh, ascultă de Duh. Și într-un timp oarecare, într-un an, doi, în trei, acea biserică se rectifică din punct de vedere de principiu și de practică. Pentru că mădularele ei sunt vii. Dar încearcă-te să te cerți cu cadavre și este un scandal fantastic, vă spun din experiență personală. Cadavrul întotdeauna are dreptate, cadavrul întotdeauna știe mai bine, cadavrul întotdeauna are ceva de comentat, cadavrul este mai inteligent decât Apostolul Pavel și Sfântul Petru la un loc. Omul needucat, dar într-adevăr credincios și viu spiritual, este dornic să învețe, tânjește după laptele duhovnicesc și este ușor de corectat. Cele mai multe biserici sunt moarte pentru că membrii lor sunt morți. Și această problemă este imposibil de soluționat. Doar dacă Dumnezeu îi aduce la viață. Doar dacă se produce într-adevăr naștere din nou. Și acolo nu putem vorbi de o reformă în biserică. Acolo vorbim despre un loc în care n-a fost vreodată o biserică. Și se naște o biserică. Cele mai multe biserici se află în această situație. Probabil că n-au pornit de acolo. Dar peste generații, compoziția lor se schimbă în care cei mai mulți din biserică, majoritatea din biserică, sunt oameni care cred că sunt mădulare, dar nu sunt cu adevărat. Confesiunea belgică spune despre acest aspect, cât privește pe cei ce aparțin bisericii, aceștia pot fi identificați prin semnele caracteristice unor adevărați creștini. Ei au o credință personală. După ce l-au acceptat pe Iisus Hristos ca singurul lor mântuitor, ei fug de păcat și umblă în neprihănire, iubindu-L pe adevăratul Dumnezeu și pe aproapele lor, fără să se abată la dreapta sau la stânga, răstignindu-și firea pământească împreună cu poftele ei. Aceasta nu înseamnă că ei nu au încă multe slăbiciuni, dar ei luptă zi de zi, prin puterea Duhului Sfânt, contra tuturor acestor infirmități. Găsindu-și întotdeauna refugiul în sângele și în moartea Domnului Iisus Hristos, în suferințele și ascultarea Lui, având prin credință numele Său răscumpărarea și iertarea păcatelor. Sublinează în această mărturisire câteva aspecte care aș vrea ca să le subliniem și noi și în cele din urmă să punem postament biblic. Pentru că o formulare omenească, o sumarizare formulată de om este benefică ca să avem punctat în mintea noastră niște puncte de reper, dar Scriptura este cea care dă autoritate. Ea sublinează câteva elemente esențiale pentru un adevărat mădular. În primul rând, spune că aceste mădulare au o credință personală. Este credința lor și au însușit-o. Și această credință este de o natură evanghelică, după ce l-au acceptat pe Iisus Hristos ca singurul lor mântuitor. Ei în mod personal, nu părinții lor, nu familia, nu tradiția, nu că ne-a luat pe toți la grămadă, ci în mod personal mădularul trebuie să creadă, trebuie să fie credința lui, să-i aparțină.
Sunt mulți copii în ziua de astăzi care încă se bazează pe credința părinților. Care sunt baptiști că s-au născut baptiști sau penticostal că s-au născut penticostal. Dar nu au o credință a lor. Nu este personal. În al doilea rând, trebuie ca această credință să fie vie. Și asta se vede prin faptul că fug de păcat și umblă neprihănire. Își răstignesc firea pământească împreună cu poftele ei. Este o credință lucrătoare, activă, nu doar declarativă. Și în al treilea rând, ei trăiesc prin credință. În fiecare zi, ei nu sunt perfecți, dar ei trăiesc prin credință. Ei sunt pecetluiți pentru mântuirea finală, pentru glorificarea care îi așteaptă, dar nu sunt încă perfecți și ei trăiesc în fiecare zi, în perspectiva aceasta a viitorului care este asigurat. Asigurat în Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să punem puțin postament biblic la aceste trei afirmații și să avem o fundație, o temelie biblică la această frumoasă formulare. În primul rând, o credință personală în Domnul Iisus Hristos este necesară ca tu să te poți considera un mădular adevărat într-o biserică adevărată. Da? Pavel spune în Efeseni 1, la versetul 13, către cei de la Efes, spune: în el de asemenea ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. În el ați și crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pe care l-a promis. Câteva elemente prezente. În primul rând, Pavel vorbește despre faptul că este prezentă Evanghelia adevărată. Da? El spune cuvântul adevărat, cuvântul adevărului a mântuirii voastre a fost vestit. A fost vestit. În al doilea rând, acest cuvânt a fost auzit. Deci trebuie să existe un cadru în care se vestește adevărata Evanghelie și mădularul acela trebuie ca să fie în acel cadru în care el să audă. Da? Dar nu este suficient. Sunt foarte mulți oameni care se află în preajma Evangheliei, care aud Evanghelia care spune că există o mântuire, dar acea Evanghelie nu devine credința lor niciodată. Da? Ei merg în biserici să predică, ei aud Evanghelia și rămâne la atât. Pavel spune că această credință trebuie să fie personală. În el ați și crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pe care l-a promis. Evanghelia prezintă o dicotomie interesantă. Pe de o parte, mântuirea este ceva personal. Fiecare om care este mântuit trebuie să aibă o credință personală în Domnul nostru Iisus Hristos, în jertfa Lui, în Evanghelia Mântuirii. Dar în același timp, Evanghelia prezintă un aspect în mod necesar corporativ. Credința în Evanghelie și mântuirea este întotdeauna ceva în mod necesar personal, dar consecința acestei credințe personale este o experiență a Evangheliei, a credinței și a mântuirii în mod corporativ. În alt fel de a vorbi, am putea spune că este imposibil ca să fii credincios de unul singur. În momentul în care crezi și ești mântuit, devii mădular în trupul lui Hristos. Nu mai ești singur. Dar este nevoie ca să fii tu în mod personal mântuit prin credință, ca să ajungi parte din acest trup. Mântuirea este personală, credința este personală și experimentarea ei, trăirea în credință, este corporativă. Nu poți să crezi Evanghelia lui Iisus, nu poți să fii mântuit în Evanghelia lui Iisus și să fii de unul singur. Da? Trebuie să faci parte dintr-un trup, din trupul lui Hristos și dintr-o biserică locală. Din punctul acesta de vedere, sunt mulți care sunt scriși în catastife, dar sunt insule. Da? Ei se duc la biserică, dar ei n-au treabă cu nimeni, nimeni n-are treabă cu ei, nimeni nu le cunoaște viața, nimeni nu știe ce se întâmplă, nimeni nu-i trage la răspundere. Trăiesc viața de credință de unii singuri. Așa ceva este neauzit în Scriptură. Priviți felul în care vorbește Pavel despre ceea ce s-a întâmplat cu cei de la Efes. Vorbește întotdeauna la modul plural. Ați auzit, ați crezut Evanghelia mântuirii voastre. Nu zice tu ai auzit, tu ai crezut, fiecare pe cont propriu. Nu. Mântuirea și Evanghelia se experimentează în trupul lui Hristos, dar ea trebuie ca să fie personală. De altă parte,
Tu poți fi în mijlocul unor oameni care experimentează credința și mântuirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună și tu să fii pe din afară. Tu să fii pe din afară. Tu să vezi, să te uiți la ei cum ei sunt una, cum ei experimentează această mântuire care o avem, această credință care o avem de obște și tu să fii pe din afară. Să crezi că ești acolo, să te bagi în seamă, poate să te bage și ei în seamă, dar tu de fapt să nu faci parte din trup pentru că nu este credința ta. Nu este personal, nu ți-ai însușit-o vreodată. Al doilea rând, trebuie să fie o credință vie. Nu doar declarativă, ci o credință reală. O credință care produce schimbări. Ei fug de păcat și umblă în neprihănire, răstingându-și firea pământească împreună cu poftele ei. Biblia este foarte, foarte clară despre această realitate. Nu există credință care nu produce schimbări. Nu există credință care nu este transformativă. Nu există credință care nu capacitează pe credincios să acționeze în acea credință. În 1 Ioan, capitolul 3, Apostolul Ioan este extrem de radical vorbind despre aceste realități. Spune felul următor. Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul. Scrie credincioșilor aici, da? Acelor credincioși la care se adresează Ioan spunând copilașilor. Copilașii mei. Ioan era un bătrân al credinței. Un titan al credinței și privea către bisericile care erau fondate în acea perioadă și se uita la ei ca și la copiii lui în credință, el fiind un apostol și un ucenic al lui Hristos. Și privea la acești copilași și lor le vorbește și le spune, cel ce trăiește în păcat este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Și tocmai pentru aceasta a fost arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să distrugă lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu mai trăiește în păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și el nu poate continua să păcătuiască, fiindcă a fost născut din Dumnezeu. Prin aceasta sunt scoși la iveală copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. El vorbind credincioșilor, vorbind bisericii, spun, se va vedea, se va scoate la iveală cine este un copil născut din nou și nu cine este așa, știi, un membru în biserică, dar mai nominal. Nu. Ioan spune, cine este din Dumnezeu și cine este din Satan? Astea sunt cele două categorii. Nu există alte categorii. Cât timp eram în lume, eram și noi copii ai mâniei. Eram sub cârmuirea, sub stăpânirea Satanei. Când suntem născuți din Duhul lui Dumnezeu, devenim al lui Dumnezeu, devenim din Duh. Sunt foarte mulți care încearcă să cuprind așa pe toți din biserică și zic că știi, nu ești chiar dinăuntru, dar nu ești chiar de a Satanei. Nu este așa. Există două categorii de oameni. A Satanei și a lui Dumnezeu. Și ele se evidențiază prin felul în care își trăiesc viețile. Cel ce trăiește în păcat este de la diavolul, pentru că diavolul păcătuiește de la început. Și cel care este născut din Dumnezeu nu poate continua să trăiască în păcat. Este foarte ușor de a da aceste verdicte, dacă vrem să le dăm. Este foarte ușor ca să privești la mădulare din biserici, la biserici întregi, la slujitorii ei și să vezi dacă sunt a lui Dumnezeu sau dacă sunt a Satanei. Când aud pe oameni, știi, vorbind despre un păstor sau un alt păstor și s-a dovedit clar, adică ai putea să pui un juriu în fața unui judecător, că omul acela a trăit în cele mai grosolane păcate în timp ce pretindea că e slujitorul lui Dumnezeu. Și zic, pe frate, acum nu tot ce a făcut a fost rău. Ba da, el este o unealtă a Satanei, spune Scriptura. Pe frate, știi că, fraților, ori cu Satana, ori cu Dumnezeu. Nu merge, ori cu lumea, ori cu Hristos. Nu putem ca să le spălăm așa cum vrem noi, da? Ioan este foarte, foarte definitiv în explicările care le dă. Credința fără sfințenie și fără o sfințire continuă nu există în Scriptură decât atunci când se vorbește despre credința falsă. Credința reală este una care produce sfințire, care produce sfințenie. Credința vie aduce cu ea transformări, aduce cu ea consecințe, o viață transformată. Dragoste față de frați și față de oameni,
dragoste pentru Dumnezeu, dragoste pentru cuvântul Lui, moarte față de păcat și răstignirea firii. Astea sunt lucruri care le produce o credință vie. Nu ajutăm pe nimeni să privim la viața lor, să privim la felul în care trăiesc, care este deplorabil, care este dezgustător pentru Dumnezeu, care este murdărie și să le spunem, știi, e ok. Nu. Este responsabilitatea noastră, față de noi în primul rând și față de alții, să judecăm în mod corect. Apostolul Pavel spune în Roman 6, ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se mulțească harul? În niciun caz. Cum se poate ca noi, care am murit față de păcat, să continuăm să trăim în el? Sau oare nu știți că toți cei care ați fost botezați în Hristos ați fost botezați în moartea lui? Ce zice Pavel? Nu știți că atunci când ați fost aduși la viață în Hristos, ați fost în același timp parte din moartea lui? Prin moartea lui, Pavel ne explică că păcatul nostru a fost răstignit. Da? Osânda păcatului, consecințele păcatului au fost răstignite în Hristos. Și atunci când am fost botezați în Hristos, am fost botezați și în moartea lui. Am murit față de păcat. Ca tare nu mai putem să trăim tot așa. Nu mai putem ca să ne comportăm tot ca și înainte. Nu mai putem să fim călăuziți de aceleași pofte și de aceleași păcate. Al treilea rând. Trebuie ca să trăim prin credință. Credința trebuie să fie personală, trebuie să fie adevărată, evanghelică, trebuie să fie vie și ea trebuie ca să fie activă, trebuie să trăim prin ea. Întotdeauna trebuie să ne bazăm pe credință și pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să realizăm că deși suntem pecetluiți de jertfa Domnului Iisus Hristos, încă nu am ajuns perfecți. Și în călătoria aceasta de sfințire, în călătoria aceasta în care Domnul nostru Iisus Hristos ne perfecționează, trebuie ca la fiecare pas să ne bazăm, să ne punem încrederea prin credință în jertfa sa. Niciodată să nu deviem de la această realitate și să începem să trăim prin propriul nostru merit, prin propria noastră putere. Pavel descrie această dilemă, această realitate a omului răscumpărat, dar care încă este în carne, care încă n-a ajuns la starea de perfecțiune și nu poate să ajungă la ea până când va fi glorificat, în diferite locuri. În Roman 7, de exemplu, Pavel spune în felul următor. Prin urmare, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Eu știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea, întrucât vreau să fac ceea ce este bine, dar nu pot. Da? Firea nu poate să facă ce este bine. Și Pavel spune, eu știu că în trupul acesta în care încă mă aflu, nu este nimic bun. El n-a fost răscumpărat încă. Duhul meu a fost răscumpărat, mintea mea a fost renoită, inima mea, sentimentele mele, da? Duhul Sfânt lucrează asupra lor, dar trupul acesta încă este corupt de păcat. Întrucât vreau să fac ce este bine, dar nu pot. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Dacă eu fac ceea ce nu vreau, atunci nu eu sunt cel care fac, ci păcatul care locuiește în mine. Astfel eu găsesc această lege. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă în omul lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar în mădularele mele văd o altă lege, care este împotriva legii din mintea mea. Făcându-mă prizonier al legii, păcatului care este în mădularele mele. Ce om nenorocit sunt, spune Pavel. Cine mă va elibera din acest trup de moarte? Dar asta așteptăm noi, asta este faza finală a mântuirii noastre. Să fim eliberați de sub această povoare a carnei. Și acum în versetul 25. Vedem o transformare radicală. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru. Astfel, cu mintea mea, sunt sclav al legii lui Dumnezeu, dar cu firea mea, sunt sclav al legii păcatului. În Galateni 5 prezintă aceeași problemă. Vă spun, spune Pavel, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini poftele firii. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul dorește împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia. Pentru ca voi să nu faceți ceea ce vreți. Da?
Din nou prezintă pe omul răscumpărat, dar încă nu este perfect. Și omul răscumpărat în duhul său dorește să asculte de legea lui Dumnezeu, pe când firea lui războiește împotriva acestor impulsuri duhovnicești. Da? Războiește împotriva și noi, dacă suntem din Duh, în cele din urmă, nu vom face ceea ce vrea firea. Vom răstigni firea prin puterea Duhului și prin credința care este în noi și vom face ceea ce vrea Duhul nostru și Duhul lui Dumnezeu care este în noi. De ce contează această realitate? Această descriere a vieții creștine și experimentarea ei în mod biblic. Contează pentru că este în căderea în păcat unde se verifică credința adevărată cel mai bine. Este atunci când caz jos, când vedem sau vezi dacă ești cu adevărat credincios sau nu. Este în eșec unde se face distinția între credincioși adevărați și credincioșii falși. Între omul religios și omul cu adevărat credincios. Da? Citesc din nou ceea ce este scris în Confesiunea Belgică. Dar ei luptă zi de zi, prin puterea Duhului Sfânt, contra tuturor acestor infirmități, găsindu-și întotdeauna refugiul în sângele și moartea Domnului Iisus Hristos, în suferință și în ascultarea Lui, având prin credință în numele Său răscumpărarea și iertarea păcatelor. Da? Este așa de important lucrul acesta. Refugiul nostru, scăparea noastră, nu este în faptele noastre, nu constă în performanța noastră, ci este în jertfa Domnului Iisus Hristos. În Roman 3, după ce Pavel ne explică în mod detaliat că toți oamenii sunt păcătoși, că nu există nici măcar unul drept, da? Nici măcar nu este drept unul. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți sunt sub osânda lui Dumnezeu și că aceasta este cea mai mare problemă a omenirii înaintea unui Dumnezeu drept. Începând cu versetul 21, începe una dintre cele mai scandaloase porțiuni ale Scripturii. Una cele mai dezastroase porțiuni pentru ceea ce înseamnă religia umană. Versetul 21 începe așa. Dar acum, independent de lege, separat de lege, a fost arătată o dreptate oferită de Dumnezeu, despre care depune mărturia legea și profeții. Și anume, dreptatea oferită de Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos pentru toți cei ce cred. Dacă n-am înțelege doctrina mântuirii prin credință și doctrina ispășirii a lui Hristos pentru cei ce cred, propoziția asta e circulară. Da? Citiți-o din nou cu mine. Despre care depune mărturie, nu, și anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos pentru toți cei ce cred. Pe cum e oferită prin credință pentru cei ce cred? Da? Nu face sens. Pe ori e oferită pentru cei ce cred și dacă cred, atunci ei sunt îndreptățiți, ori nu face sens. Dar Pavel zice, există o neprihănire oferită prin credință pentru cei ce cred. Sunt două categorii aici. Cum ajung în credință și de ce sunt în credință. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și acum, ei sunt îndreptățiți, fără plată, prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca dovadă a dreptății sale. Căci trecuse cu vedere păcatele săvârșite în trecut, în vremea îngăduinței lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, în așa fel încât el să fie drept și să-l îndreptățească totodată pe cel ce are credință în Iisus. Da? În acest pasaj radical și scandalos pentru omul religios se află distinția între omul religios și omul credincios. Religia spune, trebuie să te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu. Trebuie ca să ajungi să poți dovedi înaintea lui Dumnezeu că ești drept. Când caz, trebuie să te ridici, să te cureți, să lucri mai tare, să te zbați mai tare, ca până la urmă să fii îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul în limba greacă, care este tradus ca și îndreptățit sau ca și justificat, înseamnă, dacă l-am descrie altfel, înseamnă un record sau un istoric care deschide uși. Asta înseamnă. Este ceva de genul când te duci la un interviu de job, da? Și îți cere CV-ul, îți cere istoricul tău. Ce îți cere de fapt?
îți cere să te îndreptățești că tu meriți jobul acel. Și tu începi și scrii pe acel CV-ul. Am atâta experiență, am făcut atâta profit pentru firmă, n-am fost târziu la servici niciodată. Și angajatorul să uită peste acest record al tău, peste acest istoric și zice, tu ești îndreptățit să primești jobul acesta. Tu meriți jobul acesta. Da? Religia este exact asta. Religia este dorința omului de a obține un istoric, un record, un merit prin care să se justifice înaintea lui Dumnezeu. Să ajungă la poarta raiului și să spună, Doamne, uită istoricul meu. Da, mi-ai dat niște beneficii, am primit din harul tău, dar uite istoricul meu. Eu cu CV-ul acesta mă îndreptățesc înainte ta. Deschide ușa, Doamne. Deschide ușa pentru mine. Asta este religia. Orice religie. Nu contează. Budism, nu contează. Da? Că unii zic Dumnezeu, că alții zic Allah, că alții zic reîncarnare. Toți vor ca să obțină un merit prin care să justifice existența. Prin care să ajungă în viața viitoare și să zică am reușit. Am istoricul necesar ca să-mi justific existența mea. Creștinismul nu spune asta. Creștinismul este total opus. Evanghelia este singura care spune. Este singura care spune. Toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți merită ca să fie zdrobiți de Dumnezeu, dar ești îndreptățit. Ți se dă un istoric care nu este a tău, ești îndreptățit de Dumnezeu prin neprihănirea lui Hristos. Ți se ia păcatul tău și când tu ajungi la poarta raiului, nu o să scoți CV-ul tău. O să scoți CV-ul lui Hristos și o să spui, uită îndreptățirea mea. Ce a făcut El s-a pus în contul meu. Viața Lui se contează ca și viața mea. Nici măcar nu o să menționezi ce ai făcut tu. Nici măcar nu o să zici, Doamne, știi, da, Hristos a făcut asta, dar am făcut și eu câteva. Ci istoricul care îți va deschide ușa va fi istoricul lui Hristos. Viața care te va justifica înaintea lui Dumnezeu încât El să te primească cu brațele deschise va fi viața lui Hristos. Meritul va fi meritul lui Hristos. Și Pavel spune, asta este credința adevărată. Asta înseamnă a trăi prin credință. Înseamnă că atunci când cazi, nu te ridici și spui, ok, am căzut, dar acum voi munci mai tare ca să mă justific înaintea lui Dumnezeu. Da? Aia este religie. Nu este Evanghelie. Omul religios se luptă într-adevăr să chinuie, să fie mai bun pentru ca să merite. Ăsta este scopul lui. El când cade spune, am ajuns într-o stare gravă, s-a pătat istoricul meu. Nu mai merit, nu mi se mai deschide ușa. Trebuie să mă chinui ca să merit. Să mă justific, da? Să lucru ore în plus, că altfel nu voi merita. Pe când omul credincios se luptă și el, dar nu ca să merite, ci pentru că Hristos este meritul lui. El se luptă pentru că a fost deja îndreptățit, pentru că a fost iubit, nu pentru istoricul său, ci în ciuda istoricului, nu pentru meritele lui, ci în ciuda meritului său. El spune, eu mă lupt ca să fiu mai bun pentru că îl iubesc pe Hristos, care m-a iubit mai întâi. Vedeți? Este aici, în această ipostază, unde se vede adevărata credință. Dacă singura ta motivație pentru a nu păcătui este frica, frica de pedeapsă, frica de iad, atunci nu există în tine cu adevărat credință. Credința are în esență ei dragostea. Credința are în esență ei a face lucruri pentru Hristos, pentru că îl iubești, nu pentru că ți este frică. Frica nu este altceva doar dragoste de sine. Dacă tu iubești soția doar că ți-e frică că te părăsește, sau dacă copilul ascultă de părinte doar că e frică să nu fie bătut, acolo nu există dragoste de părinte. Există doar dragoste de sine. Da? Eu fac ca să nu fiu osândit. Eu sunt mai bun ca să nu fiu pedepsit. Nu mă interesează deloc de Dumnezeu. Nu mă interesează deloc de Hristos, da? Eu fac pentru mine. Fac să primesc răsplată sau să nu fiu pedepsit. În schimb, credința adevărată este atunci când realizez, când înțelegi cu adevărat Evanghelia, care spune că acum nu mai este nicio condamnare. Niciuna. Ești eliberat de orice condamnare. Nu există niciun pericol ca să mai fii pedepsit, să mai fii osândit. Că neprihănirea ta
nu ține în niciun fel, absolut deloc, nimic de ceea ce faci tu și de faptele tale. Da? Asta este Evanghelia. Evanghelia este că Hristos a murit pentru toate păcatele tale și îți dă în schimb neprihănirea Lui. Ca atare, orice faci, o spun clar, orice ai face, nu poți periclita acest lucru. Nu poți ca să primești o sândă în loc de dragoste dacă ai fost mântuit. Punct! Cel mai scandalos pasaj din Scriptură, da? Țineți minte. Toți cei care ascultă acum acest mesaj să zic, asta e erezie, frate! Asta înseamnă că ești mântuit și trăiești cum vrei. Da! 100%! Orice ai face, Dumnezeu nu te va mai pedepsi. Asta este Evanghelia. Nu mai există un motiv pentru frică. Ce vrea inima ta să facă, să facă. Dacă atunci când ai înțeles acest lucru, atunci când frica este scosă din ecuație, nu mai există, inima ta vrea să păcătuiască. Tu n-ai avut credință vreodată. Și tu n-ai dragoste de Dumnezeu. Tu n-ai beneficiat de mântuirea lui Hristos. Da? Singurul lucru care te-a motivat pe tine să fii mai bun n-a fost dragostea de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. A fost frica de pedeapsă. În schimb, dacă atunci când realizezi că Dumnezeu îți dă în dar mântuirea sa, că orice ai face tu ești copilul lui, inima ta este mișcată să trăiască după placul lui Dumnezeu, să pocăiască de faptele firii, să răstignească orice pornire păcătoasă, ești copilul lui Dumnezeu. Cât timp trăiești doar cu impresia că ești mântuit pentru că ai făcut ceva bun, pentru că faci ceva bun, nu vei ști niciodată dacă ești într-adevăr copil sau nu. Copilul se află copil atunci când realizează că orice ar face, părintele nu îl abandonează. Și atunci totuși iubește pe părintele lui. Nu este un adevărat copil, da? Ce este un adevărat copil? În concluzie, trebuie fiecare să-și pună întrebarea dacă face parte dintr-o biserică adevărată. Dacă biserica în care se află este adevărată și dacă el este un mădular adevărat. Trebuie să vezi dacă ai o credință personală, dacă este credința ta, dacă ți-ai însușit-o vreodată. Trebuie să-ți verifici viața să vezi dacă ai o credință vie, dacă vezi transformări în viața ta. Da? Cum stai cu păcatul? Cum stai cu faptele firii, cu poftele ei? Nu vei fi perfect. Dar vezi lucrarea Duhului Sfânt în tine. Îți urăști păcatul, dorești sfințenia. Și cum trăiești viața ta de credință? Prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos? Sau prin meritele tale? Când cazi în păcat, în eșec, care e refugiul tău? Jertfa Domnului Iisus Hristos și meritul Lui sau faptele tale? Cum încerci să te justifici înaintea lui Dumnezeu în acele momente? Doamne, știu că am căzut, dar uite, mâine o să fac de 10 ori mai bine și o să compensez. S-ar putea să-ți reușească să faci mai bine, dar n-ai credință și n-ai dragoste de Dumnezeu. Credința este acea care conduce omul la o viață de credință. Credinciosul trăiește prin credință. Se luptă prin credință. Se pocăiește prin credință. Niciodată în meritul lui și niciodată în puterea lui. Întotdeauna în meritul și puterea lui Hristos. Dacă lucrurile acestea nu te descriu pe tine în această seară, nu ești un mădular adevărat. Nu ești un copil al lui Dumnezeu. Și ești, în schimb, astăzi chemat la o adevărată pocăință. Ești chemat să lepezi orice îndreptățire personală, orice neprihănire proprie și să-ți pui nădejdea în neprihănirea Domnului Iisus Hristos și în mântuirea care El o dă în dar. Să nu mai încerci să-ți câștigi mântuirea, ci să primești mântuirea gata câștigată. Și în felul acesta vei fi un adevărat mădular. Și vei putea face parte într-o adevărată biserică.
Sau poate deja faci parte, într-adevărat, dacă nu găsește una. Dar până când nu te confrunți pe tine în mod personal, până când nu confrunți biserica în care te afli, nu vei fi așa cum trebuie să fii și nu vei fi acolo unde trebuie să fii. Ne ajută Dumnezeu ca noi, Biserica Sfânta Treime, să fim o adevărată biserică. Amin. Și să fim compusă din adevărate mădulare. Amin. Mădulare mântuite prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin meritul Lui și păstrate prin puterea Lui care perseverează și care își duce lucrarea până la capăt. Amin.